Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu și astăzi vă propun să ne organizăm resurse educaționale deschise și să le integrăm în instrumente digitale. Pentru început, haideți să vedem cum putem integra o resursă educațională deschisă în Google Sites. După cum observați, de la aspecte, putem alege să încărcăm un videoclip de pe canalul EduCred Gimnaziu, introducem linkul și apoi dăm selectați, iar în acest moment el va fi postat pe pagina Sites Google. Scriem câteva detalii, o scurtă descriere despre această resursă educațională și apoi tastăm butonul publicare. O să avem o schiță și, în fine, resursa educațională a fost adăugată pe propria dumneavoastră pagină Sites Google. Cel de-al doilea instrument este Genially. În prezentările Genially puteți adăuga de asemenea resurse educaționale deschise de tipul videoclipurilor de pe canalul de YouTube creat în cadrul proiectului Cred. De la butonul Introduce, din partea stângă, introduceți, copiați și apoi veți introduce linkul în editorul Genially. În acest moment a fost încărcat în template conținutul, iar dacă dorim să observăm cum a fost inserat această resursă educațională deschisă, iată, o putem observa în partea din dreapta, în slide-ul potrivit. În fine, ultimul instrument este Google Classroom, unde, de asemenea, putem insera resurse educaționale deschise de pe contul EduCred Gimnaziu. Putem adăuga o descriere pentru ca elevii noștri să urmărească cu atenție videoclipul, iar ulterior activitatea să fie inserată într-o secvență de învățare. Iată, de pe playlistul Educație Socială vom selecta unul dintre videoclipurile de la disciplina Educație Socială, o să inserăm acest videoclip, o să selectăm subiectul resurse video și apoi vom tasta butonul se postează. În acest moment, în flux, apare materialul nostru. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes. La revedere!